și vreau să-mi spun că sunt foarte fericită, sunt foarte bucuroasă. Claudia, vreau să-ți mărturisesc că mă spui și desigur de atunci să-ți spun că de 7 ani de zile, soțul meu a părăsit, dar vreau să spun că sunt foarte fericită că am cunoscut pe Domnul Iisus, cu adevărat. Să treci de la o religie, la o legătură personală cu Dumnezeu, să faci legătură cu cerul, este o diferență de la cel acum. Sunt născută din familie de ortodoxi, tatăl meu era diacon la biserică și am fost creștină. Așa cum eram obligată să mergem la biserică, când îi plăcea, când îi plăcea. Eram obișnuită cu rugăciuni cu tatăl nostru, născătoarea crezul cerelul, care știți, dacă să ai o trăire personală, n-am simțit-o asta până cu 6 ani. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu de toată inima pentru oportunitatea care mi-a dat-o că suntem aici. Vreau să mulțumesc sorei Elena când ne-a invitat. Vreau să vă spun că este mama mea spirituală. Ea m-a crescut și mă crește în continuare și cu sora Ana crește sau din Frankfurt. Sunt iubitele mele și vreau să vă spun că vă iubesc și Domnul să vă binecuvânteze și să întăriți mai departe și să creșteți spiritual, este mare nevoie. Deci să cerți este foarte mare, lucrătorii sunt puțini. Domnul să ne dea de putere să putem și noi la locul nostru să putem așa pe alții, este mare nevoie. Am făcut o chemare, o poezie pentru chemare, și vreau să vă spun fetelor, nu știu, nu vă cunosc, dacă se află cineva dintre voi și aveți dureri sufletești, dacă aveți îndoieli, dacă aveți întrebări și nu găsiți răspunsuri, aveți bănuieli, rugați-vă pe Dumnezeu să vă dea lumină și înțelepciune, să coboare cu Duhul lui Cel Sfânt, cu dragostea lui, cu bucuria lui sufletele voastre și o face. O face pe deplin. Și El vă umple sufletele. Vă spun sincer că nu mai veți să vă gândi. Chiar dacă ești singur, ai o putere, pentru că Dumnezeu locuiește totul. Dumnezeu îți dă o putere în tine de multe ori, nu te recunoști pe tine singur. Și asta este Dumnezeu care te iubește cu adevărat. Și te cheamă să vii tot sufletul. Nu numai sub formă de o religie sau de a schimba religia. O formă să-L cauți pe Dumnezeu cu adevărat și El se găsește în orice secundă. El se lasă găsit. Vreau să recit o poezie care am scris săptămâna trecută și care și-am trecut prin aceste versuri. Mă gândeam că nu s-am emoții, dar chiar cu am emoții. Poezia se numește Chemarea. De mult când știam ce bine și rău pentru viața mea, am auzit o voce în mine. Domnul Iisus, El m-a chemat. N-am mai putut atunci să opresc lacrimi fierbinți ce tot curgeau. Simțeam că spor și că putesc. Mâinile lui plângă mă țineau. Am stat cu El până târziu, iar stelele luceau noapte, cât iar ceasul nu mai știu. Dar auzeam ușor prin șoapte. Ești prețuit în ochii mei și chiar de treci prin plimea mare, eu sunt cu tine. Și de vrei, eu pot să-ți dau a mea salvare. Trecutul negru eu ți-l șterg și chiar de ai multe păcate. Le uit și înainte-ți merg, sângele meu le spală pe toate. Acum încrede-te în mine, eu nu te voi dezamăgi. Când ești respins, vino la mine și nu ieri vei găsi. Am înțeles atunci că El era tot ce mi-e lipsea. Prin moartea Lui, jertfit ca miel, mi-a dăruit dragostea sa. Și azi, răsună ce tu glas. Iisus te cheamă vreunt pe lume. Nu știi de va mai fi vreun ceas și de-ai plecat în astă lume. Nu vrei acum ca să-L primești. El te așteaptă cu iubire. Să vii la El și să găsești adevărată fericire. În Dumnezeu găsești adevărată fericire și în tine altcineva. În lumea asta îți oferă poate încă plăceri pe moment, dar dragostea adevărată și mângâierea o găsești numai la Domnul Iisus. Haideți cu toată inima la Domnul Iisus și nu o să-L iertați niciodată. Domnul să vă binecuvânteze, mă bucur că v-ați cunoscut.
Pacea Domnului Iisus să rămână peste voi și sper să ne mai revedem. Mi-a plăcut foarte mult, sunt foarte bucuroasă. A fost o bucurie deosebită și o plăcere deosebită că mă aflu între voi și vreau să vă binecuvintez în numele Domnului Iisus.